casă. Este primul Crăciun pe care ei îl petrec aici, așa că am vrut să vedem în primul rând cum arată casa, dar și să împodobim bradul, pentru că în curând este ajunul Crăciunului. Haideți! Hello! Bună seara! Merry Christmas! Uite, am venit în vizită la voi să vedem noua casă, să împodobim bradul, pentru că imediat este ajunul. Și avem o surpriză, pentru că Moș Crăciun ne-a șoptit că îți place slănina. Moș Crăciun. Da. Intrați, vă rugăm, sunteți bineveniți în căsuța noastră. Ea este Daisy. Bună, Daisy. Bună. Bună, Măruță. Deci mi-e place foarte mult Crăciunul. Este sărbătoarea mea favorită, știi? Știai asta? Da, știu. Și totdeauna când vine șata, știu asta, dar a mea este, nu știu, o iubesc așa de mult și îmi doresc foarte mult să fiu așa, copil toată viața în timpul de Crăciun. Mă împodobim bradul capcoară sus jos. Ceva inedit. Așa, bravo, bravo. Deci este serioasă treaba, ok? E foarte serioasă și trebuie dacă băgat mai înăuntru. Dacă iubita e fericită când pui luminile, ești un soț complet. Băi, jos n-avem deloc lumini. Ia. Yeah. Auzi, am o idee, hai să întorcem bradul cu fața cealaltă. Francisca, ți-am spus că mergeai prea des. Da. Uite, astea sunt foarte aproape de alta. Hai să mai dăm așa din ele. Crăciunul cu prima mea arăta foarte frumos. Ce să spun, adică diferențele nu sunt majore de la România, Canada. Sunt vorba despre vârsta la care faci Crăciunul. Fiind mic în Canada, Crăciunul pentru mine era tot în familie, cum e în România. La un moment dat în Canada, când, nu știu, treci de 20 de ani, 25 de ani, nu mai este chiar așa de în familie ca în România. Lumea merge la un party de Crăciun, se îmbracă frumos, sau un, știi, un Christmas Eve party, poate să fie și chiar și la club. Adică depinde de vârstă, știi? Aici în România am văzut că no matter vârsta, nu contează câți ani ai, totul e în familie. Și ai colindat mult la viața ta? Ia cât de și eu colindă. Dar nu minute multe. Așa, dăm un sample. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani. Mariah Carey sau? Mulți ani cu bine. Hai, mai frumos. Chiar e tare. Hai, Mariah Carey. Bravo! Știi ce eu sunt tipul de om, ca, nu știu dacă voi sunteți la fel ca mine, eu pun cele mai frumoase ornamente în față. Că de ce contează ce e în spate? În spate e în spate, perdeaua, nu vede nimeni în acolo. În spatele, nu. Când vin vecinii și se uită drept la brad, să vadă cea mai frumoasă parte a bradului. Ok, am ajuns la paun. Punând cherry on top. Da. Punem cireașa pe tort. Cum se numește această pasă? Asta este paunul. Paunul, da. Asta e paunul nostru. Uitați cum se uită în spate așa grațios. El de fapt este cu capul spate 360, nu știu cum e posibil. De fapt 180, 180 grade în spate. Fii atent, o să are ridic. Are gâtul rupt. O să se ridic. Așa. Sus acolo. Oh, da, hai. Ok, ești pregătită? Da. Dar vreau să pui cât mai sus posibil, ok? Și te rog frumos, fată, să nu cazi. Dar te rog frumos, băiete, să nu mă scap. Haide, ready? Avem scaunul, plan B. Da, n-am zis dacă mă urc pe scaunul, dar de jos. Deci, fii atent. 3. Fii atent. Așa, 3. Stai. Deci nu e o cursă. Bine. Am nevoie să-mi iau timp. Ia-ți. Haide, ready? Ia. Gata? Ia. Am pus paunul, uite. Și acum te aranjez cotița. Vezi? Nu-mi place. Da. Să uite cu capul așa de-o parte, like, hello, da, who's there? Să stea într-o parte și să-i dai coada, uite așa. Oh, deci, no. Îl pui așa și după aia o să-l dăm paunul frumos. Paun. Nu trebuie să stea așa, știi? Spart cu nu trebuie paunul. Să stea așa. Nu e ciocănătoare. Da. Haide. Așa, hai. Hai. Bă, dar reacționez ca și cum aș avea 200 de chile. Nu, fată, trebuie să am grijă că e mare bradul ăsta. Hai, ready? Aoleo, bradul e mare, nu meu, știi? Adică... Haide, 3, 2, 1. Bă, trebuie să ajung și la Survivor întreg. E bun? Nu! Dar nu stă! Uite, nu stă pe unul ăsta. Haide! Hai, mă, fată! Îl pun eu. Pune-l tu când stau cuvântul meu de onoare, că încercai să pui și în ăsta. Poți arăta cum îl pun? Arată! How to put a paun 101. Crăciun fericit! Și un an nou mai bun, plin de împliniri, de iubire și de ce vreți voi, după sufletele voastre.
Ei, ce frumos, tânăra familie Ciucă, bravo! Frumos. Ne bucurăm pentru oamenii ăștia tineri care sunt împreună, nu se mai ascunde ochii lumii și au asumat relația chiar foarte serioasă treaba și o poftim pe Francisca alături de noi aici în aplauzele furtunoase ale publicului. Francisca, bine ai venit, ce faci? Bine v-am găsit, la foarte bine în sus. Draga mea, arăți-e superb, iată. Când a făcut eu rău, a? Bravo, de... stai un pic, cred că aici mai bine stai cu brăduțul nostru, pentru că tu o să ne colinzi astăzi. Da, 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 vezi ce bine că am lansat și eu acum vreo 2-3 ani o colindă, că pot să o cânt și eu în fiecare an. Și pentru că colinda este nemuritoare, în fiecare da, an este. Se poate cânta, nu? Așa este, da, și e despre... frumos, despre familie, despre tradiții, despre Crăciun, care e o sărbătoare atât de frumoasă, e preferata mea. Zici, hai să stăm un pic aici, vreau 2 minute să te întreb. Vrei să mai aici sau la bar unde? Hai aici! Hai, așa, sunt aici, să poți să te așezi? Gata, am pus așa mai... A fost așa foarte simplu. Mai jos. Dacă sunt mică, știi, și nu, nu, ca să poți să te așezi. Nu, da, știu că... Să poți să te așezi, că e complicat cu tocurile și mi-a lăsat și o scaunul mai jos. Că vreau să te întreb ceva, tu... cum merge treaba? Foarte bine, de la foarte bine în sus. Suntem focusați pe treabă, pe proiecte, pe activități, băi, pe toate nebunile. Eu suntem foarte bine. Băi, nene, de cât sunteți împreună? Păi din martie. Și pleacă iar. Păi, pleacă de acasă. Șoc, TJ Miles părăsește locuința conjugală. Pe cine a ales TJ Miles? TJ Miles pleacă în Dominicană. Cu cine se duce să-și petreacă restul lunilor? Cine sunt domnișoarele? Iată domnișoarele cu care va pleca în Republica Dominicană. Pleacă și-a lăsat iubita acasă. Și pleacă la All Stars Survivor. Cum e chestia asta? Nu ți-e greu? Cu siguranță. Curanță. Îmi este deja și îmi va fi foarte greu, dar eu l-am încurajat, pentru că dacă eu nu îl înțeleg, sincer, acum Cătălin, cine să-l înțeleagă? Suntem în același domeniu, știm ce înseamnă, știm ce presupune această muncă, această meserie. Eu am fost prima persoană, eu și părinții lui, bineînțeles, care l-am susținut și am zis, nu, noi gândim așa, noi ținem cu casa. Fii atent, vine proiect pentru noi doi? Luăm! Vine proiect pentru mine? Iau! Vine proiect pentru tine? Ei! Oameni buni, e Francisca Necă.